Stewart. Să vedem reacția clujenilor deocamdată. O aruncare de 3 reușite de Stewart. Antel pe Carter. Pasă anticipată, excelent, intercepția lui Lăpuște și apoi contraatacul finalizat cu semnul exclamării de Stewart. Mircevic, cel mai bun marcator din tur, Stipanović scrie de sub panou. Se apropie din nou clujenii la 6 puncte. Jackson pierde, excelent, clujenii. Contra rapidă a clujenilor, pasă însă cam incomodă pentru Patrick Richard, nu are culoar de aruncare, se combină frumos asistul lui Juric. Folceag în fața sa, Juric este deposedat, excelentă intercepția lui Patrick Richard! Oh, oh, oh. Jackson, pătrunde Jackson, nu e însă finalizată această fază. Patrick Richard pătrunde și el, Colceag liber la 3. Iese foarte bine Guzman și vor fi încă 2 puncte. Colceag găsește pasa către Grasu, avea poziție de aruncare, Colceag aruncă el de la 3 și înscrie. Aruncare prea scurtă, recuperarea lui Stipanović, pasă excelentă pentru Guzman care își face loc. Reia Patrick Richard, excelentă faza celor doi. Aruncarea lui Stewart, perfectă. Pasa sub panou pentru Guzman, Grasu eliberat cu această pasă superbă. Aruncarea lui Richard. Aruncă tot Mircevic, 3 puncte, ultimul atac. Patrick Richard. Aruncă, nu prea mai avea ce face, dar înscrie Patrick Richard, extraordinar la ultima aruncare. Aruncă Stewart, este faultat apoi de Șerbănescu. Și din nou scapă Guzman. Oh, în fiind dezechilibrat, iată, reușește o aruncare spectaculoasă. Pasă rapidă, excelent, atacul Stelei se oprește, este blocat, este căpăcit, apoi Tudor Gârbea n-a avut nicio secundă spațiu pentru a arunca, în schimb Colceag. Guzman, Diaby, aruncare reușită. Pătrunde Lăpuște, forțează puțin pasa, Diaby se luptă însă, excelent sub panou. Victoria așadar pentru UBT Cluj-Napoca și în returul optimei de finală.